Bună seara, dragii mei, dragele mele, ce faceți voi? Ia uitați ce aveți voi în fața voastră, da? Vă pup, vă îmbrățișez, vă mulțumesc că vă abonați la canalul meu. În această seară vreau să vă învăț cum să vă eliberați de farmece și de blesteme în cazul în care voi aveți aceste probleme. Farmece, blesteme, ghinioane, nenorociri, dacă le aveți asupra voastră, da? Acest ritual puteți să-l faceți în fiecare zi dacă doriți timp de o săptămână, dacă nu faceți-l 3 zile la rând, dacă nu 5 zile la rând, dacă nu faceți-l și nu puteți să-l faceți 3 zile la rând, normal trebuie 3, 5, 7, da? Acum îl fac și eu în această seară, eu o să fac 3 zile la rând, eu îl fac pentru mine personal, eu vă învăț și pe voi ce să faceți, da? Așa că nu vă trebuie decât să aveți un castron, un pahar cu apă și sare. Castronul va trebui să spălați cu apă și sare, o lumânare neagră vă trebuie. Pentru că acest ritual se face contra dușmanilor. Da? Se începe ritualul la 12 noaptea, se pune totul în fața ușii de la intrare. Bineînțeles că voi nu mai trebuie să ieșiți afară din casă, trebuie să stați în casă, pentru că acest ritual... cum să vă zic eu, vă arată cine voi sunt dușmanii, știu și neștiuți, cunoscuți, necunoscuți. Ce va trebui să faceți? Nu vă trebuie lună plină, nu vă trebuie nimic. V-am zis, un bol sau un castron, un pahar în care puneți sare, poate să fie și sare fină, sare mare până aici, și după aia apă. Lumânarea. Ce veți face voi pe lumânare? În cazul în care voi cunoașteți numele dușmanilor, începând de aici, veți scrie numele, prenumele. Deci dacă știți sigur că aveți o persoană care vi-a făcut farmece, deci numai în cazul în care știți sigur că aveți o persoană care vi-a făcut farmece, nume și prenume, da? Începând de aici. Dacă nu știți, va trebui să scrieți pe lumânare dușmani, da? Uitați așa cum fac eu, da? Dușmani, dușmani, știuți, neștiuți, da? Nimic altceva. Deci scrieți, dușmani știuți, neștiuți. În cazul în care vă cunoașteți dușmanii, știți ce veți face voi după ce ați scris acest lucru. Veți tăia lumânarea de aici și scoateți afară fitilul, da? Deci vedeți fitilul ăla, eu acum nu o tai, voi o tăieți. O tăieți, scoateți afară fitilul și după aia o tăiați și de aici, pentru că ea va trebui să fie întoarsă invers. Dacă puteți să faceți rost de o lumânare așa mare de la biserică, este mult mai bine, da? Pentru că după, dacă faceți rost de o lumânare din asta de la biserică, după ce faceți... ritualul puteți mai frumos să mergeți chiar să îngropați la biserică, dacă nu este bună și asta, da? După ce ați făcut, ați tăiat aici, ați scos fitilul afară, tăiați și aici și o puneți așa invers, ce veți face voi? Veți pune apă și sare, da? Vă arăt ce faceți, da? Ia uitați, uitați așa, da? Deci ca să țineți minte, uitați așa, chiar dacă se varsă un pic sarea, nu contează, eu vă arăt cum a rămas înăuntru, așa trebuie, să întoarceți paharul invers, da? A trebuit să întoarceți paharul invers și să rămână acolo, da? Deci chiar dacă se face așa, nu contează că s-a făcut așa, deci ca să vă arăt, nu contează. Uitați cum s-a făcut așa, deci chiar dacă a curs apa, nu contează, voi trebuie să întoarceți înapoi farmecele, da? Asta vrea să zică, întoarceți înapoi farmecele. După ce voi ați aprins lumânarea invers și o puneți așa, da? Puneți aici ceară ca să stea lumânarea. Scoateți fitilul de aici și începeți să spuneți: în numele Sfântului Ciprian, în numele lui Mihail, Gabriel și Rafael, în numele tuturor îngerilor, tot ce este făcut asupra mea, farmec, blestem, ghinion, nenorociri, pierderi, boli făcute de persoane știute, neștiute, în acest moment, cu puterea Universului, să se întoarcă înapoi la cine le-a făcut, da? Repetați chestia asta de 3 ori, după care voi spuneți Tatăl nostru și după aia spuneți iară: această lumânare este lumânarea voastră, această ardere este arderea voastră, suferința mea este a voastră acum, lacrimile mele sunt ale voastre, supărările și necazurile mele din acest moment sunt supărările voastre și necazurile voastre. Da? Bolile mele
care voi mi le-ați trimis sau mi le trimiteți, vor fi ale voastre, vor cădea înapoi pe capul vostru. Tot răul, tot farmecul, tot descântecul, tot blestemul care voi mi-l faceți mie și familiei mele, se va întoarce în momentul ăsta înzecit înapoi, cu puterea Sfintei Cruci, puterea Domnului nostru Iisus Hristos, cu puterea Îngerilor Mihail, Gabriel și Rafael, cu puterea Sfântului Ciprian și cu puterea tuturor Sfinților din cer și de pe pământ. Spuneți acest lucru, vă faceți cruce de 3 ori și după aia încercați să căutați pe internet rugăciunea Sfântului Ciprian. O spuneți și aia, în cazul în care aveți putere să stați treji, da? Mai căutați alte rugăciuni de dezlegare, le spuneți și lăsați ceara, dragii mei, să se consume toată pe pahar. Va trebui să fie pusă în fața ușii de la intrat. Ce veți face voi a doua zi? Adunați apă, ceară, sare, da? Le puneți într-o pungă neagră și mergeți și ori le aruncați într-un loc pustiu, ori le îngropați la rădăcina unui pom într-un loc pustiu sau aproape de un cimitir. Nu este neapărat să mergeți să le îngropați în cimitir, dacă aveți posibilitatea să le îngropați în cimitir, dar nu la capul mortului, nici la picioare, n-aveți treabă cu morminte. În incinta cimitirului, într-un loc acolo sau undeva unde circulă lumea sau pe stradă, că nu aveți treabă cu mormintele, nu deranjați morții, trebuie să-i lăsați să doar. Da? Deci nu faceți lucrul ăsta. Atunci, într-un loc pustiu, puteți, v-am spus, să mergeți la marginea unui cimitir sau în grădina cimitirului, undeva să îngropați unde nu să fie mormânt, da? Veți face lucrul ăsta de 3 ori, de 5 ori sau de, bineînțeles, de 7 ori. Eu o să-l fac de 3 ori și mă opresc, după aia mai aștept maxim o săptămână, două, să vedem ce se întâmplă, îl fac iară, da? Pentru că și la mine sunt unele probleme, da? Deci tot ce probleme aveți, puteți să ziceți, v-am spus, așa cum am întors eu acest pahar și așa cum am întors eu această lumânare, așa întorc eu înapoi tot ce este făcut rău asupra mea, vă spuneți numele, eu de exemplu, asupra mea Cristina, asupra copilor mei, asupra casei mele, tot ce este rău căzut asupra noastră, boli, blesteme, ghinioane, nenorociri, pierderi de bani, tot răul să se întoarcă înapoi la cine a lucrat sau cine lucrează. Și după aia începeți să spuneți Sfântul Ciprian sau să spuneți, cum v-am zis eu, aveți deja în video și ascultați cum se topește această lumânare, de exemplu, da, să se topească farmece sau ce am spus eu acolo, da, asta este lumânarea voastră, asta este suferința voastră și așa mai departe. Faceți-l cu încredere la 12 noaptea, chiar dacă rămâne chestia acolo, a doua seară puneți din nou sare cu apă, da? Deci paharul trebuie întors invers, pentru că așa trebuie, ca să se întoarcă înapoi farmecele, da? Eu sper să vă fie de leac și bineînțeles și mie să-mi fie de leac și la toți cei care faceți acest video, vă pup și vă îmbrățișez, sper să ne auzim numai de bine, Doamne ajută și Dumnezeu să fie cu voi!